pare foarte cu Gabriela Atanasov, pentru că pur și simplu, din păcate, a zis de tele, eu aș vrea să lucreze cu mine. Spune-mi care Wi-Fi, simt și parola ca să pun muzică lo-fi. De mine mi-are multe rost că sunt piti. Vlog. Bună. Bună vlog. Facem o... Hai camera de camera și începe România. Hai. Asta, Hai. Caută un aer condiționat. N-am găsit. Da. Hidratează-te, pufie. Eu cred n-am gata nimic. Good morning, guys. We are in Dubai with TOKHIT. We are here for their very new social media network platform lounge. It's going to take place tomorrow. We arrived yesterday. I didn't actually get to tell you a lot of stuff, but I just wanted to kind of update you on everything. Today we are having a boat day, actually a boat day, because we have like 1, 2, 3, 4, 5 boats. We are a lot of people, let's say, but the atmosphere is really, really great. I have to say, I had some really good conversations over here, so I do enjoy being around the people of TOKHIT and Wealthy, because they really have this progressive way of thinking, and I think it's just super important to surround yourself with people that actually, you know, just set goals and achieve them, because, you know, just that's the way to do it. Love, 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 love the city. It's already on YouTube, we have it over here, so I just wanted to let you guys know and make sure you see it, because it is content to the very next level. So let me just tell you a little bit about TOKHIT. This is me, Nicole Cherry. We just came to check out your vlog. You can talk in English if you want this one. Okay, so we came to... I was just explaining what TOKHIT is all about. Ah, okay. It's like a new social I love your hand. Thank you so much. I've been tanning. It's like your new natural tan. Yeah, I've been tanning in the bathroom. It's orange. Thank you. TOKHIT is this new social media platform, a new social media network. We're just about to start creating our profiles and everything online this week after the happening, the whole lounge and so on. TOKHIT is this very new social media network. It is based off NFTs, so it means that it's kind of giving the power back to the people. There are going to be no ads on the platform, and the whole social media network is actually dedicated to content creators and to artists. So
you're going to be able to sell your NFTs, which is, I know, so part of the future. By the way, I'm just going to link a video over here all about NFTs. If you don't know what I'm talking about, you can find out over here. And as I said, I think it's the future, because right now you can monetize almost everything, from a video to a sound to a picture to a meme. Just to give you a brief example, if you know that flying cat meme, it was sold with about $500,000, so you can just imagine the things you can do with your art and whatever you want to create. It doesn't matter if it's, you know, just photos, videos, sounds, digital art, and so on. So it's just up to you. Mă gândeam să mă duc, să mă țâp de la etajul. Vloguri, că nu instigăm la... 4-6. Infused shoes. Pe aia zic, o să te rog de infused, o să fie infused. Bună, Post Malone, îți place la Dubai. Noi, dar stai big. I'm a rockstar, yeah. I've been this chair, popping this rockstar. The view. I got such a beautiful view over here. Quite you're talking amazing. About me, thank you. Yes, I'm talking about you. I like the view. You are an entire view. Let's see. Yes. 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 My Dubai, hashtag. Așa zice în rusă, hashtag. 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 Я никогда в жизни такого не видела. И честно сказать, мне просто приятно быть здесь с вами. Я желаю вам, чтобы вы тоже были такие, как я. My life is my life. Мы с ним будем говорить. Ebbe a nagy vízzel felejtettem, hogy mondják magyarul. Tóta, viszla, viszla, vodka, ruszki. Nagyon szép. Ez nagyon szép. Imádom ezt a nyelvet. Hallod? Eu nu înțeleg ce se întâmplă de fapt cu vlogul ăsta, că unul vorbește și în engleză și în română, și nervos că vorbește și în engleză și în română. Nu ți vorbesc și o limba similor. It's kinda... După aia, cealaltă individă vorbește rusă și ăsta la altul în... Maghiar. Maghiar. Gyorg országba. Gyorg országba. Gyorg országba. Mai țin mai să fac asta. A fost ca o focă. Eu de cât timp zic că Alina CEUSAN trebuie să facă un dedu gabiela ta pe mine. Bine, fac cu cine, dar nu știu să cânte. This is the morning of the event. Look at us having fun. Da, era recesul de la bocile în spital. Efectiv, era recesul. Și chiar am vrut să le dau o variantă mai bună și am zis nu. Ok. E perfectă. Era ce-i cântam lui Rob la spital.
Tu ai mai reușit să registrezi, că n-aveam niciodată microfonul pe mine, când eu viveam prin casă vomitată cu batistă pe aici, noapte la 3, știi ce zic? Ce detalii delicioase! Uite, Franț, că tu n-ai venit cu Barca. Cum să nu? Noi cu taxiul, cu Uber. Ideea este că I stand for my case, Alina Ciușan are voce și poate cânta. Și am zis asta de până a fost. Da, doamne, îți fiu cariera. Nu, aștept. Vreau să vă surprind puțin mai târziu, așa la 4 de ani. Continuarea de carieră, cu schimbul de curat. It's ok, I did it at first, you can do it, gen, yesterday. Dar mie îmi place foarte mult, gen, cum mi se pare că traseul tău în online e ca lui, cum o cheamă, Cristina Bazan, știi? Nu. Cristina Bazan, de care s-a apucat de muzică și te-a văzut. Și te-a avea colaborări cu Saint Laurent. Da, vreau și să cânt la Saint Laurent în Paris, vă rog. Și poți mă cheme la Saint Laurent în Dubai. Mi s-a părut să facem să fie gen foarte... foarte autentică. Era foarte... am văzut că era foarte liniștită cu ce făcea, știi? Da. Cumva. Păi da, și zic... chiar a avut o perioadă de astea de coming out și că, mă rog, nu-i convenea neapărat la ei ce făcea și... Dar cred că nu-i convenea, dacă era un lucru pe care nu l-ar fi pus să le facă și nu mai era cumva împlinită cu muzica. Și cred că e real, cumva. Mă îți pare că cu muzica e așa de multă pauză, atât de greu scoateți piesele alea. Da, păi gândește-te că... Eu vorbim acum despre o piesă pe care Gabi o tot scoate, ce? Nu scot, dar bine, asta care o scot foarte repede. Eu de asta, dar eu nu știu cum fac oamenii albume și după aia merg și doi ani de fucking touring. Păi eu vreau să spun că eu practic am 6 piese compuse într-un an. Vede, mă, e enorm. Știu că e enorm. What bitch, eu dacă mai fac 4 și am scos albumul. Adică e ok, e enorm, așa, într-un an, alții fac în 4 ani. Da, dar faze că... toți anii ăștia cumva faci muzica asta și după aia trebuie să știi cum aveți. Dacă Alina zici, mamă, și ești super intern de doamnă. Da, da. Eu zic, pur și simplu că te plictisești de muzică, ce? O să fii tour manager. Asistentele în tour cu Gabriela Tanasov. Putem să fim backup dancerii tăi. Da. Dacă filmezi acum, ți-ar trebui o cameră din aia, știi? Ca pe vremuri pe care să fie așa. Da, nu stai în VGR. Deci eu nu pot să filmez, vă rog frumos să-mi dați mie story-urile astea ca să pot să le trimit. Făceți cu alți telefon. Ai venit pe YouTube? Și acum aveți o discuție foarte interesantă. Bună ziua, ce mai faceți? Mă ceartă, mă ceartă. Bună, bine ați toți au ma YouTube channel. Am uitat pe când a fost pe iahtie bateriile. Și curile a deschide pe YouTube, pe YouTube, pe Instagram. Nu știu ce caut aici. El foarte gen off topic și acest târ după anii 2000, când ești din 99, nu? Da. Cu soră mea, da, ce? Lor? Nu știu ce caut aici și eram, nici eu, ai uitat bateriile. Cum întorc ăsta? Îl scot. Da. Eram amândoi în bus și eram, oare n-am uitat ceva? Oare nu trebuie bateriile? Și eram la 40 de km de hotel, eram... Thank you, have a good day! Schimb de dat de like. Îndrăgostite emoji.
developed some businesses that generated more than 150 million euro accumulated turnover. The producer of the show invited me or cast me into the show. So we've seen a lot of business pitch, 120 business pitch for every season. And we started to invest in this, in these businesses that we've seen in a show that was, that was in a way trying to educate people. So I started to study and to see what's going on with this alternative investing. And I realized that the sovereign wealth funds started 10 years ago to invest in this alternative type of investing. And we all know that the crypto market is booming, right? So I'm really humbled to be here. I'm really honored to be here, and I wish you all a great, great night. We're trying to do a great job on our social media, so hopefully TOKHIT is going to be the future.